Gafa personalului medical german. 8 angajați ai unui cămin de bătrâni au primit câte 5 doze de vaccin anticovid. Celor 7 femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 38 și 54 de ani, li s-au injectat din greșeală 5 doze simultan. Imediat, cei 8 pacienți au fost informați despre eroare. 4 dintre ei au fost internați la spital cu simptome ușoare, asemănătoare gripei. Ceilalți 3 s-au întors acasă. Greșeala s-ar fi produs din cauza că fiecare flacon conține 5 doze de vaccin. Anterior începerii campaniei de vaccinare, BioNTech și Pfizer au dat asigurări că în situații de supradoză cu vaccin anticovid nu apar efecte secundare grave.